Și așa nu ne poate ranchiună pentru diverse arte. Nicio problemă, nu există. Democrație, democrație. Libertatea de exprimare este garantată de Constituție. Și pedepsită din stanță când suntem o scrisă. Da. Programul nostru din partea a doua va începe cu comunitatea germană și o avem în sală pe Mihaela Brunhuber, care ne va spune câteva cuvinte despre domnul Doru Sascău, care ne va încânta la acordeon și pian. Bună ziua! Îi mulțumesc domnului Iacob că ne permite, că ne adună sub aripa dumneavoastră aici și face tot felul de activități la care ne implică. Vrem, nu vrem. Hai! Ce, ce se poate? Are o bună. Are o bună. Da, da, are o... Este foarte, foarte bine ceea ce face dumneavoastră. Nu mi-o luați. Poți să mă așez în brațe? La mulți ani, Andreea. Adică reținusem pe de chiar. Andreea și Andrei, da? Nu, așa Andrei, așa i-am spus de toate când am venit. Da. Mare doar omul meu, așa că mi-a fost ușor să rețin. Da. Mult succes în activitatea noastră la Bacău. Sunteți bineveniți. Cred că este o nișă Bacău pe... Partea asta a comunităților? A comunităților și o partea culturală. Culturală. Da, așa că este foarte bine că sunteți aici. Salut și pe domnul primar, mă așteptăm și pe la activitățile noastre, că mai aveți timp. Am înțeles că la german n-am fost, dar... Asta voi este, dar noi nu dispărem. N-am intrat, s-a înțeles. Da. Și ce să zic, eu vă urez nervi tari. Eu la tot ce citim pe internet, legat de toate șantierele din Bacău, toată lumea vrea Bacău din dată să devină frumos, dar dacă se poate peste noapte și fără niciun graj. Ceea ce nu se poate. Noi avem un site, se numește forumbacau.ro și acolo există și un link către un canal de YouTube unde mai postăm, pentru că soțul meu mai filmează și mai la toate activitățile la care participăm, nu neapărat de ale forumului Bacău, cât ale tuturor minorităților etnice, adică inclusiv de la comunitatea evrească, de la italieni, de la peste tot pe unde am fost. Și pune link-urile acolo, așa că dacă vreți să mai vedeți în ce din activitățile minorităților, mai găsiți acolo. Legat de domnul Sascău, nu știu dacă este cineva care nu cunoaște pe domnul Sascău. Da? Domnul profesor, profesor la Universitatea de Muzică, nu? Da. De la Cluj, la secția de la Piatra Neamț. Pensionat, da? Tot domn profesor, rămâneți. La activitate. Da. Îl admirăm că nu renunță la activitate și continuă. Renunță, normal. ca orice artist care se respectă, nu? Nu știu, domnul Sascău, este un instrument la care nu cântați? Nu știu, dacă o să-i închis, nu pot să-i în general, adică... Eu știu că... Orfi, da. La duduc, nu că duc. La duduc, ce frumos este un instrument. La duduc? La duduc poate. Astăzi va reprezenta minoritatea germană. Domnul Sascău este membru al Forumului German Bacău. Chiar ne spunea mai înainte că este în procent de... 37,5%. Mama, dacă mă rog în german. Trăia mama și... Îl invităm așa câteva piese la pian și la acordeon, piese germane. Vă urez audiție plăcută și... Danke, mai întâi. Audiție plăcută!